Oameni de milioane cu toate un, la Europa FM în această săptămână la Europa FM, omul pe care îl cunoaștem stă de regulă în spatele camerelor și îi lasă pe alții să iasă în față și mai ales scoate cultura României la lumină într-un mod atât de grațios și armonios încât străinii aleg ca prima dată să se ducă în locul unde cel mai bine se poate vedea rodul muncii ei. Rodul muncii omului de milioane de astăzi se numește Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, iar directorul general al muzeului, Paula Stanciu Popoiu, este omul nostru de milioane. Bun venit la Europa FM! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! De cât timp vă ocupați de muzeu? De muzeu mă ocup de multă vreme, dar director general sunt doar de 14 ani, adică din 2005, dar muzeul a fost primul meu loc de muncă după facultate imediat. Deci am fost la muzeu în 1982 angajată pentru prima dată, am plecat în 90 la Ministerul Culturii și m-am întors după incendiu din 2000, Uh, doi, 2002 a fost ultimul incendiu, uh, când împreună cu o fostă profesoară de la Facultatea de Istoria Artei, doamna Georgeta Stoica, ne-am apucat să refacem muzeul. Însă era atunci director general, s-a retras doamna Georgeta Stoica, am dat concurs și am rămas și eu de 14 ani director general. În lumea asta muzeelor din România e un loc atipic, pentru că acolo nu te duci, vezi niște exponate, nu ai voie să le atingi, se interacționează cu tot ceea ce este acolo la muzeu și mai ales se întâmplă foarte multe... Lucruri. E adevărat, acum trebuie să încep prin a vă spune că noi avem 880.000 de vizitatori pe an, ceea ce înseamnă cel mai vizitat muzeu din România și mai ales înseamnă jumătate din vizitatorii care merg la Luvru sau care au mers anul trecut, poate anul ăsta merg mai mulți ceea ce înseamnă că aici, în Muzeul Satului, s-a depus un efort deosebit ca să facem un loc atipic, așa cum ați spus. Adică să facem un alt fel de muzeu. Este un loc atipic pentru București, pentru că în mijlocul unui oraș mare, zgomotos, cum este Bucureștiul, intrăm pe o poartă unde întâlnim un sat. Foarte mulți spun că eu sunt primarul de la Muzeul Satului, nu directorul general. Uh, și într-adevăr tot ce se întâmplă la Muzeul Satului înseamnă uh, interacțiune între public, uh, casele care sunt acolo și sunt case, uh, a zis, nu, nu încremenite în istorie, cum spun unii, ci uh, case în care încă se mai văd urmele celor care au locuit acolo. Uh, tot ce înseamnă... Acțiune în muzeul satului, activitate pentru copii, pentru oameni mari, înseamnă interacțiune, în primul rând. Deci, nu mergem la muzeu așa cum am merge să zicem la muzeu de istorie, să ne uităm la exponate, să um, parcurgem așa o bugată de timp istoric și să ne întoarcem acasă și să mai citim niște cărți. Aici, practic, trăim în muzeu. Da. Cum v-ați gândit să dați? o astfel de dimensiune muzeului uh, satului lumea s-ar aștepta ca momentul în care intră acolo ok sunt niște case eventual uh, îngrădite de un gârduleț nu ai voie să interacționezi nu se întâmplă nimic că e un muzeu și cam asta e povestea pentru multe muzee de la noi din păcate. Da, dacă pornim de la această uh, concepție care aparține secolului 18 și cu indulgență o ducem și către o secolul XIX, da, atunci putem să stăm liniștiți în birou și muzeul să-și prezinte singur casele. Numai că noi nu facem acest lucru. În primul rând, există conceptul modern de acum, că un muzeu și mai ales un muzeu, așa cum este un muzeu în aer liber, care, bine a spus, este el însuși un muzeu altceva decât celelalte muzee, un muzeu trebuie să se implice în comunitatea în care a crescut. Ori noi am pornit în 2005, când eu am preluat conducerea muzeului, de la ideea că trebuie să uh, răspundem pe de-o parte cerințelor comunității care este o comunitate urbană și noi avem conservată civilizație tradițională. Deci trebuie să-i spunem unei comunități urbane care sunt rădăcinile, în primul rând. După care trebuie să-i spunem și care sunt modernitățile acestor rădăcini. Nu putem să, să rămânem doar vorbind despre strămoși. Trebuie să arătăm că, într-un fel, viitorul se construiește și pe, acest, pe aceste rădăcini. Într-un fel, destul de profund. Uh, și pe urmă, o, o altă idee pe care am mers a fost internaționalizarea acțiunilor muzeului. Deci, un muzeu în aer liber, în București, în, în România, nu știa nimeni de el, teoretic. Uh, sigur că muzeul a avut multe legături internaționale și înainte, dar noi am, am devenit un fel de ambasador al civilizației tradiționale și nu numai. Pentru că am deschis, pe de altă parte, sările de expoziție și muzeul însuși către tot ce poate că un, un tradiționalist să spune, bun, dar ce caută artă plastică la voi în muzeu? Că voi sunteți muzeu de etnologie. Am și avut această întrebare. Ei nu, la noi vin artiștii plastici care deschid expoziții, au fost debutanți care au venit în muzeu și și au deschis expozițiile la 16 ani, de exemplu, au avut un debut în Muzeul Satului, după care au început să devină pictori cunoscuți. La Muzeul Satului se face anuala de artă religioasă a UAP, a Uniunii Artiștilor Plastici. Deci am deschis, practic, muzeul pentru altfel de public și am făcut tot ce s-a putut ca să atragem acest altfel de public, pentru că sunt foarte mulți snobi. Trebuie să recunoaștem, care zic că mă duc chiar să văd niște case acolo acoperite cu paie. Ei, au avut surprize când au venit în aceste case, pentru că au găsit expoziții foarte au găsit moderne, viață. au găsit viață, au găsit felul în care se trăia altă dată, dar și felul în care se trăiește acum în satul românesc. Au găsit tehnologie urbană, de asemenea, cu tot felul de comunități care locuiesc în orașe și în felul ăsta oamenii, cei care nu veneau în mod obișnuit către muzeele de etnologie, au început să vină către noi. Nu v-a fost frică să deschideți astfel muzeul? A mie Încă... nu, pe, nu mi -e frică, eu nu sunt fricoasă. Încă aveți acolo foarte multe exponate deosebit de valoroase. Uh, Nici toate nu știu dacă trebuie să le spun exponate. Da. Nu, dacă pornim de la ideea că ne e frică pentru valorile pe care noi le păzim, și mai ales le valorificăm acum, în ultima vreme, în sensul în care vorbim oamenilor despre ele, atunci închidem muzeele și cu asta basta, le facem depozite. Ori ideea noastră și ideea muzeologiei moderne în general este să te deschizi cât mai mult pentru public și uh, publicul să înțeleagă că acele valori nu sunt păzite de niște cerberi în depozitele în care au fost aduse de generații și generații de, de muzografi, ci sunt valorile care aparțin comunității. Deci nu mi-e frică să deschidem muzeul, dar avem foarte multă prudență în uh, anumite acțiuni pe care le facem. Muzeul satului este un muzeu cu foarte multe materiale perisabile, pentru că țăranul construia din ce găsea la îndemână. Au fost deja două incendii foarte, foarte mari în muzeu. Și atunci, de exemplu, Noaptea Muzeelor, noi nu o facem în Muzeul Satului și am descoperit noi conceptul după amiaza muzeului. Eu am scris la Ministerul Culturii din Franța, pentru că Noaptea Muzeelor nu e un brand românesc, cum spunea cineva. E, e mm. construit de Ministerul Culturii din Franța. E un brand european și francez, în primul rând. Le-am scris, au fost foarte încântați de ideea cu după amiaza muzeului și în felul ăsta Noaptea Muzeilor se deschide de fapt la Muzeul Satului. De ce nu facem Noaptea Muzeilor? Pentru că orice țigară uitată undeva ar însemna să Impulvență. nu mai avem acest Înțeleg muzeu. că dumneavoastră aveți foarte multă încredere și deschidere. Absolut. Dar în momentul în care colegii au aderat la acest nou mod de a lucra și de a prezenta un muzeu, cât de greu a fost? Cum le-ați explicat? În primul rând, n-a fost foarte greu pentru că eu revenind în 2005 în muzeul satului, am revenit printre oameni pe care îi cunoșteam. Și uh, oameni care uh, începuseră deja să facă aceste lucruri, poate nu cu amvergura care ar fi trebuit pentru că, uh, așa cum se știe, omul sfințește locul și acum degeaba doresc colegii să facă ceva dacă directorul spune nu. Uh, și atunci, poate, nu, nu aveau învergura, ideile le aveau. Am lucrat cu oameni pe care îi cunoșteam de 20 de ani, am angajat oameni tineri care, într-un fel, s-au uh, adaptat uh, stilul, stilului meu, a zice, uh, și sigur că a fost foarte greu. Uh, au fost multe critici, dar până la urmă muzeul s-a -a deschis. În primul rând este foarte greu pentru că personalul muzeului este foarte puțin. Adică avem în momentul ăsta 160 de oameni cu care uh, trebuie să rezolvăm totul pe 15 hectare, un sat practic cu 380 de monumente și să faci atâtea acțiuni, aproape 360 de acțiuni pe an pentru copii nu mai avem. Asta înseamnă că weekendurile le petrecem în muzeu și, sigur, fiecare are pe acasă o familie, nu toți sunt dedicați cu totul muzeului. Și aici a fost greutatea în, în a convinge că trebuie să facem acest lucru. Și eu mai și predau etnologie și încep prin a le spune celor care uh, încep studiul acestui uh, <laughs> capitol că etnologia e făcută de nebuni. Deci dacă nu ai pasiune, nu poți să faci acest. Cum de altfel la zice eu că toate domeniile se pot defini astfel. Nu ai pasiune pentru ceea ce faci, mai bine nu te apuci. Înseamnă că vii la serviciu, iei salariu și aștepți pensia. Noi nu așteptăm pensia deocamdată. Ce vă alimentează pasiunea asta? Pentru că mă închipui că dați de foarte multe greutăți acolo în fiecare zi. Sunt multe greutăți, dar așa cum spuneam, faptul că avem atâta public care ne iubește, atâți oameni care ne spun sunteți extraordinari și aici ne, simț ne simțim foarte bine. Vin vizitatorii, vă spun, vi se întâmplă. Da, da, să Avem vă spună chiar un caiet în care ne mai și scriu și eu am avut chiar niște surprize foarte plăcute din partea copiilor care vin în muzeu și fac unele acțiuni și după aceea am lăsat bilețele la secretariat cu mulțumim doamna directoare, cu vă iubim doamna directoare sau am dau o diplomă, am primit acum o diplomă semnată de mulți, mulți, mulți copii. Perum a fost un grup din Grecia, un, un ansamblu din acesta de sat care a venit la muzeu satului. M-au rugat să-i lasă cânte pe scena muzeului, puteți să cântați în tot muzeul, nu numai pe scenă. După care au venit și a doua oară și mi-au dus două cadouri. Un măslin și un coș cu portocale. Ei, toate astea sunt, de fapt, semnalele care mie îmi spun că ceea ce facem, facem bine și că merită să facem aceste lucruri. Cum vedeți muzeul în viitor? În viitor l-aș vedea un pic mai modernizat, adică ar trebui să avem noi niște fonduri acolo pe care să le investim. Muzeul din 2007 s-a dezvoltat. Noi am mai construit un muzeu lângă Muzeul Satului. Am avut un proiect de dezvoltare a muzeului pe încă 4 hectare și jumătate, și 3 hectare și jumătate, mă scuzați, și trebuie să vă menționez că gustia a pornit de la 4 hectare și jumătate. Deci, practic, am adus 30 de monumente în Muzeul Satului din 2007 începând am dezvoltat, prin urmare, această parte a muzeului, și acum, în viitor, în primul rând, îl văd uh, cu săl de expoziție modernizate, cu media mai multă, cu spații de primire a publicului construite după ultimele cerințe. Cam asta, de, de, nu partea de expoziție, o văd, nici nu pot să modernizez zi foarte mult partea de expoziție, partea de expoziție a Muzeului Satului, pentru că practic asta avem noi acolo, expoziția în aer liber. Aici deja am început un program cu colegii mei prin care am reluat cercetările din satele unde sunt de unde provin casele, pentru că vreau să personalizăm casele. Cine a trăit acolo? Acolo nu, nu este o casă moartă, a, a fost cândva o familie, acolo s-au născut copii, s-au făcut nunți, deci sunt multe lucruri de readus în, în memoria casei. Și vreau să personalizăm aceste case, să le umanizăm, să nu mai fie mici expoziții în muzeul satului. Și în momentul în care intră cineva în casă, să, să simtă căldura a trăirii în această. Asta în această o să însemne probabil bani da. și oameni. Uh, mai ales oameni, pentru că eu tot spun, cultura nu are bani, este foarte adevărat, dar găsește întotdeauna. Dacă dorește să găsească înseamnă în primul rând oameni care să facă aceste cercetări, care să regândească expozițiile din casele din Muzeul Satului și într-adevăr înseamnă bani, pentru că dacă văd săl de expoziție cu multă media și cu multe spații moderne de primire a publicului, atunci înseamnă investiții. mi a zis că etnologia presupune un pic de nebunie. Sunteți unul dintre acei nebuni frumoși care fac lucrurile Ai și... Ai marilor orașe. Da și o fac de o viață, aș putea spune. Da, așa este. Vedeți că vin din urmă și tineri care să facă, să vă calce pe urme și să aibă aceeași pasiune pentru da, a studia Da, eu am trecutul. încurajat, i-am încurajat pe tineri să vină către Muzeul Satului și, practic, din 2005 până acum media de vârsta muzeului a scăzut foarte mult. Din păcate, nu toți tinerii vin cu același entuziasm sau pornesc cu entuziasm și se opresc pe la jumătate, când văd că, de fapt, muzeul nu este un loc în care stai la bibliotecă, citești, mai vorbești cu un artist binecunoscut. Este un loc în care chiar trebuie să muncești și atunci încep să cedeze puțin pe la jumătatea lucrurilor. Dar eu. Sunt un om optimist și sper că se va crea în Muzeul Satului o generație, o nouă generație, o școală care să ducă muzeul mai, mai departe. Am și încurajat aceste lucruri pentru că avem acum uh, unul dintre cei mai tineri directori de comunicare. Sper să se adapteze stilului și mai ales uh, modul ăsta mai strâns de, de lucru și... Eu voi pleca în curând, trebuie să plec totuși. Sper să las locul unui tânăr care să iubească Muzeul Satului la fel ca generațiile de până acum, pentru că n-a zice că s-au sacrificat generații. Nu, au lucrat cu pasiune generații în Muzeul Satului, că sacrificiul nu presupune întotdeauna și bucurie. Um, și atunci, da, sper că vor veni niște tineri eu am adus chiar din facultate șef de promoție, am încercat. Unii au plecat, din păcate cei mai buni au plecat în străinătate. Asta este, nu n am putut să opresc, au regretat enorm că au plecat. Dar de-abia acum s-au mai mărit salariile, au devenit importante, important, au devenit atractive cât de cât. Dar până acum chiar că se lucra din pasiune, adică nu din altă. Ați ele. făcut foarte multă cercetare. Dintre toate lucrurile pe care le-ați descoperit, care este cel care v-a entuziasmat cel mai tare? Da, cercetarea mea a semnat în primul rând cercetare în sate, pentru că m-am dat doctoratul cu Dobrogea de Nord. Dobrogea este o zonă Uh, puțin cercetată de etnologi pentru că presupune să stai într-o căldură foarte mare, 40 de grade la umbră, pe mine nu mă deranjează foarte tare și atunci am luat sat de sat și am făcut o cercetare, am și condus o echipă națională care a făcut o bază de date pe satele din Dobrogea. De deci, ce acolo? Pentru că este zona care are cele mai multe uh, premise să dispară foarte, foarte rapid casele tradiționale. Întotdeauna a fost așa în Dobrogea. Pe urmă este o zonă multiculturală. Este o zonă cu foarte, mulți, foarte multe etnii care trăiesc în același sat. Și dacă mă întrebați ce mai a entuziasmat cel mai mult, m-a entuziasmat modul în care în Dobrogea s-a construit un model pe care își l-a spune european de conviețuire între etnii. Pentru că am găsit un sat, de exemplu, care mi -a, mie mi-a plăcut foarte mult, satul Ciucurova, unde aveau, aveam turci, aveam ucraineni, aveam uh, rudari, aveam români și fusese acolo cândva și jvabi. Ei, toți oamenii ăștia au trăit împreună și m-a entuziasmat într-adevăr și mi-a spus o turcoaică, pentru că am întrebat-o cum făceau nunțile. Și a spus niciodată la noi nu se făcea nuntă fără români, cum să facem noi nunta fără români. Și atunci aveam pentru ei vase separate, pentru că știm că musulmanii nu mănâncă porc și și făceau mâncare separat pentru români, care mâncau altceva. Deci modalitatea asta de a trăi împreună, de a uh, nu te deranja că stai pe același teritoriu, de a avea loc unul uh, și de a trăi împreună unul cu celălalt. Mi s-a părut fantastic în Dobrogea. Crezi că asta e lecția cea mai importantă pe care ne-o dă satul românesc? Eu cred că da, pentru că acum știm foarte bine că sunt atâtea povești cu, și cu ungurii. Noi am făcut cercetări și în satele ungurești. Oamenii nu trăiesc așa, oamenii nu se ceartă unii cu alții, sunt doar Fulmentate politice politic. toate aceste lucruri. Dobrogea este un model de conviețuire și. Interconfesională și interetnică, pentru că acolo au trăit cândva evangeliști, catolici, musulmani, de toate felurile, și s-au înțeles. A, popo, eu vă mulțumim pentru că sunteți omul nostru de milioane și ne vedem la muzeu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru titlul formidabil pe care mi l-ați dat. Vă aștept la muzeu și trebuie să veniți la muzeu pentru că ce spuneam despre conviețuirea aceasta se ilustrează și la muzeu. Pe de-o parte avem în zona nouă a muzeului Alea Minorităților, cu casă germană, casă evrească, casă ucraineană, dar pe de altă parte, chiar astăzi, deschidem festivalul thailandez. Deci suntem în, în bună conviețuire și cu alte civilizații într-un program care se cheamă Cultura Românească Întâlnește Culturile Lumii. Mulțumesc mult! Oameni de milioane cu toader pe un, la Europa FM.